Un preparat tradițional delicios ce reprezintă pentru mulți gustul copilăriei și care este surprinzător de simplu de pregătit. Află cum poți să faci gem de prune ca la bunica acasă. Merită să încerci această rețetă. Pentru gospodinele din toate colțurile țării, primele zile de toamnă sunt dedicate pregătirilor pentru lunile de iarnă. În această perioadă, ultimele serii de fructe și legume proaspete culese din grădină sau cumpărate din piață se transformă în ingrediente de bază pentru preparatele tradiționale ale sezonului, zacuscă, gem, dulceață, compot, bulion sau murături. Când vorbim despre gemuri, în topul preferințelor multor români este cel făcut din prune. Este surprinzător de simplu de preparat, ceea ce înseamnă că îți vei putea încânta familia și musafirii cu un adevărat răsfăț pentru papilele gustative. Dacă vrei să faci gem de prune ca la bunica acasă, vei avea nevoie de următoarele ingrediente: 10 kg de prune, 1 kg de zahăr, o lămâie. Secretul pentru cel mai bun gem de prune este alegerea ingredientelor. Folosește doar fructe coapte. Prunele se spală și li se scot sâmburii. Într-o oală suficient de mare se pune un strat de fructe și apoi unul de zahăr. Se alternează până se folosesc toate fructele. Se lasă peste noapte. Ingredientul secret pentru gem de prune ca la bunica. A doua zi se pune oala la fiert, pe foc mic, amestecând destul de des, astfel încât compoziția să nu se lipească de pereții vasului. Cu jumătate de oră înainte să se oprească focul, se taie mărunt o lămâie, cu tot cu coajă, și se adaugă în compoziție. Va da o aromă deosebită gemului. Bunicile noastre apelau la un truc inedit pentru a-și da seama dacă gemul a fiert suficient. Acestea puneau în vas o lingură de lemn. Dacă lingura stă cât de cât în poziție verticală, înseamnă că gemul a ajuns la consistența potrivită și este gata de pus în borcane. Relatează playtech.ro.